și mine ne-am regăsit, dragi oaspeți, drag public și nouă, în ultimul rând, dragi bărbați, la sărbătoarea noastră de astăzi, cu genericul Ești bărbatul vieții mele. Dedicat tuturor bărbaților din această sală și din toată Republica noastră. Dați-mi voie ca astăzi să vă aducem cele mai calde felicitări cu ocazia acestor sărbători și permiteți-ne să vă oferim cele mai plăcute momente ce vă vor face mai buni, mai respectuoși, mai amabili. Și să știți că noi, femeile, mereu vă vom susține, mereu vă vom iubi și mereu vă vom aprecia. Și vreau să ofer cuvânt de felicitare doamnei primar, Natalia Chistol. Vă rog aplauze! Bună ziua, dragii noștri bărbați! Dați-mi voie, din partea mea personală, din partea administrației publice locale, din partea tuturor doamnelor din localitatea Satul Nou, să vă felicit din toată inima pe această sărbătoare, Ziua Internațională a Bărbaților. A bărbatului, scuzați. Sărbătoarea Ziua Internațională a Bărbatului se sărbătorește în toată lumea din anul 1999. Și anume pe data de 19 noiembrie. Obiectivul acestei sărbători este promovarea stării sănătății bărbatului și băieților, promovarea egalității de gen și, nu în ultimul rând, motivarea bărbaților. Astăzi noi putem să facem unele rezultate cu care eu pot să spun cu fermitate că mă mândresc cu bărbații de localitatea noastră, bărbații care se implică activ în viața comunitară, bărbații care se ocupă activ la educarea și instruirea copiilor. Cu părere de rău, conform datelor Organizației Mondiale de Sănătate, ultima statistică arată că starea de sănătate a bărbaților este cu mult mai rea și mai grea decât a femeilor. Bărbații, dacă știți, în toată lumea, dacă luăm, trăiesc în jurul la 69 de ani, femeile, svaiurile libere, trăiesc 74 de ani. Cu părere de rău, este discriminare. Și în familie de sigur, femeia are mai multe drepturi ca bărbatul. Însă, noi știm și recunoaștem, dragii mei, că femeia fără bărbat nu poate și bărbatul fără femeie la fel. Anume voi, bărbații, sunteți aceia care puteți să motivați femeile, să le motivați să fie mult mai frumoase, mai admirabile, să vă iubească mereu. Un bărbat este acel bărbat care știe să-ți prețuiască soția, care știe să prețuiască femeile în genere în societate. Noi, femeile, reușim foarte mult, însă avem mari realizări și reușim mult în societate, însă bărbații câteodată, părere de rău, nu vreau să recunoască lucrul acesta, însă ei știu că pot să recunoască rezultatele lor datorită că în față sau în familie au o femeie puternică, o femeie deșteaptă. Deci, dragii mei, noi femeile, dragii mei bărbați, să știți că noi femeile tot timpul sperăm și dorim ca să fim iubite și apreciate. Însă voi, bărbații, doriți mereu, poate să se prețineți, însă doriți ca alături de voi să fie mereu o femeie care să vă iubească, să vă aprecieze. Deci, la mulți ani, dragii mei, vă doresc! Și mai mult alături de noi.
greu, a fost susținut în toate, alături a fost localitatea Sadunău. Domnul președinte, dar nu știm ce a fost și este și va fi, dar noi avem speranță dumneavoastră că noi știm cu toții că ești un om puternic, un om cu verticalitate, un om care știe ce vrea și ceea ce dorește se realizează. De atâta, din partea tuturor locuitorilor Sadunău, din partea mea personală, îți doresc mult, multă sănătate, succese, realizări frumoase și la mai mult și la mai mare. Trebuie să ajutăm cu gândul de lui Binevață, dumneavoastră, tot cu mesaj de citare. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi este o sărbătoare deosebită, chiar mi-a făcut plăcere să aud invitația doamnei primare la telefon, când m-a invitat pe mine personal, din partea femeilor din raion, și este unica localitate care sărbătorește această sărbătoare aici la noi în raion. Aplauze, doamne primar! Ex-președintele, cred că mulți dintre dumneavoastră ați auzit vineri, noutatea de vineri. Vineri am depus mandatul de președinte, mandatul de onoare. A fost o ședință solemnă, unde am venit cu ultimul meu discurs public de mulțumire. Și am făcut acest pas, am mers conștient la acest pas. Vreau să vă spun că foarte mult țin la acest raion, foarte mult îmi iubesc raionul și cetățenii care sunt în acest raion și am fost alături de toți cu suflet și cu mare, mare onoare în funcția de demnitate care am deținut-o. Dar așa, în viață nimic nu este veșnic, nimic nu este permanent. Și chiar am făcut acest pas curajos, deoarece din toate polemicile care sunt la nivel național și local, cel mai bun pas avea să fie ăsta care l-am făcut și nu nici de cum altul. Și până la urmă, fotoliu nu poate fi uzurpat, există întotdeauna loc pentru alții. Există lucruri care se pot face mult mai mari decât a fi într-o funcție de demnitate publică și am hotărât ca după această funcție să mă duc în lumea afacerilor, să încerc eu, din partea asta de baricadă, să încerc să creez locuri de muncă, să achit eu acele salarii, impozite ca cetățean, și să-mi creez o organizație non-guvernamentală care o să, la fel, o să ajute și o să se ocupe cu lucruri de caritate pentru a ajuta mai departe cetățenii noștri. Vreau să vă felicit, stimați bărbați, este sărbătoarea noastră, noi mai puțin suntem obișnuiți ca să sărbătorim această sărbătoare, dar iată că femeile noastre ne-au amintit că mai suntem și noi aici, pe pământ. De ce vreau să le aplaudăm femeile noastre? Să le spunem cu mare, mare mulțumesc, multă stimă și respect. Noi vă iubim, poate femeile sunt dragi, de la mame, soții, fiici, toate sunt a noastre, toate sunt scumpele noastre. Și, cum a spus doamna primar, unul fără altul nu poate supraviețui în viața asta. De aceea, multă stimă și respect, felicitări, mult, mult succes tuturor! Vă iubesc! Mihaile, și noi îți mulțumim că ești alături de astăzi, de noi astăzi. Și cum a spus, îți doresc sănătate din toată inima, în primul rând. Îți doresc să ai realizări frumoase, să știi ceea ce ai făcut tu, mă puși pe mine pe gânduri. Crede-mă! Noi suntem oamenii care putem să reușim unde nu ne duce. Succesă și realizări frumoase mai departe. Da, să le mulțumim doamnei Natalia, domnului Mihaiu Lărescu pentru felicitare, pentru încurajare și pentru susținere. Aplauze!
Felicitări pentru toți haidușii, pentru toți boierii, pentru toți avuții, pentru toți temuții, pentru toți știuții. Într-un cuvânt, felicitări pentru reprezentanții sexului puternic. Și frunză verde-a înaltului greie viața bărbatului. Dar mai greie nici că a fost, mai ales pe timp de post. Șapte săptămâni din post, mândro, măi mândro. Awesome.
am luat-o în șepisate. Mându-se odată-n sat, tot pe lângă drum, pe lângă drum, la nevastă cu bărbat, tot pe lângă drum, pe lângă drum. Yeah.
Părățășească asuce venilor, vine câteodată drobăi. Ne trebuie de gloata verișilor, și de la Moldova eu poftim. Părățășească moldovenilor, vine câteodată drobăi. Ne trebuie de gloata verișilor, și de la Moldova eu poftim. Noi la această sărbătoare frumoasă. Sper că v-a plăcut. Vreau aplauze. Deci, să știți, dragii noștri, nouă mi-a plăcut foarte mult de voi. Eu tot timpul vă admir și vă apreciez. La anul nou, cred că vă invit cu un colaj de cântece pentru anul nou. Bun? Vă mulțumim și ca amintire de la noi să vieți. Sunteți mulți bărbați în sală,
să luați exemplu de la Cimișoara și poate formăm și noi în satul ăsta un ansamblu de bărbați. Și sunt sigur că sunt mulți talenți în satul nou, numai că se pierd acolo undeva pe deal, pe tractor, pe nu știu ce e acolo, cu sapa, mână. Felicitări încă o dată! E toamna iar în calendar și gândul meu e doar la tine. O crizantemă să-mi aduci în dar și un ocean mare de iubire. Așa suntem noi femeile, pe toate știm să le iertăm. De orice gest ne bucurăm din partea voastră, a bărbaților, să ne trăiți, dragii noștri. Vine în scenă cu o piesă, Olivia Strișcă! Nu e o zi
Stimații noștri bărbați, și din partea mea vreau să vă felicit cu sărbătoarea dumneavoastră de astăzi, deși mulți dintre bărbați pe care i-am invitat s-au mirat de această sărbătoare, uite că și dumneavoastră o să aveți sărbătoare de acum încolo, pe care doamna primar o organizează pentru dumneavoastră. Vă doresc tuturor bărbaților să aveți parte de dragoste, de sănătate, să fiți stimați, să fiți apreciați și ce vă doriți dumneavoastră cu adevărat să se împlinească. La mulți ani! Mulțumim, Olivia! Vreau în clipile ce urmează să invit în această scenă colectivul folcloric Ciocârlia, condus de doamna Lidia Ciobanu, care este la început de cale. Vreau să le urez baftă la mai mult și la mai mare. Fetelor! Cred că bărbații noștri vă susțin cu aplauze. Aplauzele pentru fetele de la Ciocârlia! Thank you.
Dacă mi-a
întrebați, cine împătrânește omul? Numai dragostea și dorul. Astea două, de n-ar fi, omul n-ar împătrâni. Vă zice formația lor.